Ascultați-mă un pic. Anul acesta am mai fost o conferință a nevăzătorilor la Vatra Vodă. Am prins grupul de nevăzători după Skype. Însă, într-un ce mă duceam spre Vatra Dornei, la Vatra Dornei apoi, spuneam că Dumnezeu nu mai are ce surprize să ne arate, că eram așa un pic resemnat la dat. Dar iată că acolo Dumnezeu ne-a arătat o altă binecuvântare. Că binecuvântările nu s-a scurtat nici ieri, nici azi, nici în veci. Amin. Și Octavian, așa cum îl știți, în urma la ceea ce a auzit pe Skype, în urma la ceea ce a venit la toate aceste conferințe, a hotărât să facă un legământ cu Dumnezeu, în apa botezului. Este legământul între el și Dumnezeu. Nu l-a împins nimeni de la spate, pentru mine a fost o surpriză realmente, și pentru toți de acolo, și iată că astăzi dorește să slăvească pe Dumnezeu într-o cântare. Amin. Ce pot să-i spun lui Octavian? Octavian o să fie și bine și greu. Însă dacă îți porți până la capăt crucea și crede-mă, o dai Domnului Iisus Hristos, pentru că e dat-o încă de aici, crede-mă că o să ai veșnicia fericită. Asta îți doresc eu. Mai aproape ține el. Dacă vrei să zici ceva, microfonul îi dă-i rămână. Dă-i rămână. Dă-i rămână. Pacea și Duhul Sfânt să coboară și la tuturor. Amin, 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 Tavi. Ne bucurăm de decizie. Trebuie să nu știu să pornesc ăsta. E pe microfonul îl ține Nicu. Nu, da, gata, ține eu microfonul. Nu, și să-l pornești. Dacă te ajută Nicu. Te auzim încoace. Stai un pic să găsesc... Stai să găsească butonul de la negativ.